lasă, Doamne, această roadă nouă viței pe care prin buna întocmire a văzduhului, prin picăturile de ploaie și prin liniștea vremii, ai binevoit-o aduce la acest ceas al coacerii și celor ce vom gusta din trânsa să ne fie spre veselie, iar celor ce au adus-o ție ca dar spre curățirea păcatelor, prin Dumnezeiescu și Sfântul Trup și Sânge al Hristosului tău, care împreună bilești cuvântat prea Sfântul și Bunul de viață pe dorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce-ai poruncit fiecare dintre noi să-ți aducem ție după putință ale tale dintr-o ale tale, care dăruiești pe răsplătire pentru aceste bunătățile tale cele veșnice. Cel-și cu bună plăcere ai primit darul cel după puterea văduvii. Primește și cele ce s-a adus acum de către robii tăi și învredicește ca acestea să fie socotite visierile tale cele veșnice. Iar lor dăruindu-ne îmbelșugată de sfătare bunătăților tale celor din această lume, împreună cu toate cele ce sunt de folos. Normal că apostolii, auzind
De aceste cuvinte și prima dată a făcut Mântuitorul Hristos acea afirmație, știut că apostolii s-au scârbit, știut că ei tânguiau din ceea ce le-a spus Mântuitorul Hristos că trebuie să pătimească, știindu-l pe învățătorul lor. Dar iată, ca întotdeauna, după acele persecuții pe care le-a avut Mântuitorul Hristos de la poporul evreu, a venit și acele momente când apostolii, femeile mironosițe, s-au bucurat de acea minune a învierii sale, așa cum s-au bucurat cei trei apostoli, Petru, Simon, Andrei și Ioan, care au fost acolo pe muntele Taborului, când Mântuitorul Iisus Hristos s-a schimbat la față. Când Mântuitorul Iisus Hristos s-a rugat. Știut că apostolii, ca întotdeauna fiind oameni simpli, neputincioși și întotdeauna oboseau de acele mari călătorii, pentru că în acele zone sunt acele călduri, cum știm, este o deviere de la temperatura noastră de aici cu cea de acolo. Și iată apostolii, după ce și-au revenit în fire, l-au văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos schimbat cu totul. Hainele albe, îmbrăcămintea, și le-a spus Mântuitorul Hristos că eu sunt. Au auzit glasul cel din ceruri care l-a invocat Dumnezeu Tatăl și l-a... Când Mântuitorul Hristos s-a botezat, acel cuvânt le-a spus Dumnezeu Tatăl din cer apostolilor, că acesta este Fiul meu cel iubit, prea acesta să-L ascultați. Așa că ne rămâne și nouă, iubiți credincioși, ca să ascultăm, în primul rând, de păstorul nostru care îl avem. Suntem îndatorați să ascultăm de Dumnezeu, să facem și să împlinim voia și poruncile Mântuitorului Iisus Hristos. Că atunci când noi vom fi mai buni, vom fi ascultători și vom împlini poruncile Mântuitorului Hristos, atunci și Mântuitorul Hristos este mai aproape de noi. Este Cel care ne ocrotește, este Cel care ne mântuiește pe noi, pe toți. Pentru că, așa ca și într-o familie, dacă copiii nu ascultă de părinți, atunci știm că nu putem avea copii buni. Dar oricât de răi să fie copiii, părinții întotdeauna trebuie să vină către copii cu glasul cel bun și blând, mai ales mama, cea care i-a dat viață, aceea trebuie să fie lângă fiecare fiu, ca să-l vadă ca pe un fiu adevărat și ascultător. Astăzi suntem aici la dumneavoastră, în satul și în biserica dumneavoastră, care ați construit-o cu greutățile, cu bănuții dumneavoastră, a tuturor oamenilor din satul acesta, poate unii care umblă, frecventează biserica mai des, unii mai rar, dar întotdeauna când omul știe că dă un ban pentru un lucru sfânt, pentru că biserica rămâne în satul acesta, fiecare dintre noi plecăm în lumea cealaltă, pentru că acolo suntem chemați cu toții,
dar fiecare când ne vine momentul, ora și ceasul și anul. Și biserica aceasta rămâne la copiii dumneavoastră și cei care vor trăi cu sute de ani după noi. De aceea dorim ca păstorul dumneavoastră, preotul dumneavoastră să fie întotdeauna în mijlocul dumneavoastră, ca să puteți lucra mai departe, să puteți împlini și celelalte lucruri care nu sunt împlinite, când aveți aici mult de lucru. Bunul Dumnezeu să vă ajute mai departe în această nouă activitate. Și de aceea, astăzi îi facem bucuria părintelui pentru meritele deosebite pe care le are aici, fiindcă este și schimbarea la față, o sărbătoare. Petru, arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaierilor. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Axios! Noi, Petru, prin Harul lui Dumnezeu, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaierilor, urmând cuvântul lui Sfintei Scripturi, care spune că în biserică sunt felurite slujiri, dar același Domn. Și lucrurile sunt felurite, dar este același Dumnezeu, care lucrează toate în toți. Ne bucurăm când fii și fiicele bisericii noastre dreptmăritoare înmulțesc talanții primiți în dar de la preamilostivul Dumnezeu, apărând credința ortodoxă și lucrând pentru binele bisericii. Conferim cu părintească dragoste această distinție de vrednicie doamnei Nina Cotorobai din parohia Sfântul Ierarh Nicolae, localitatea Rezeni, protopopiatul Chișinău. Ca semn al prețuirii și binecuvântării noastre pentru râvna și dărnicia arătată față biserică. Anul Mântuire 2011, luna august, ziua 19, Petru, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plaierilor. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Doamne Vasilisa Bătrâncea! Doamnei Tamara Cotorobai. Doamnei Tamara Corabieru.
Ana Șveț. Doamne, Veronica Cotorobai. Alexandra Preda. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești ție mărire, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Sfințitului Petru, arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarca ploilor, de Doamne multă sănătate, pace duhovnicească și puteri sporite în lucrarea arhipăstorească spre binele și mântuirea celor ce le-au fost încredințați sub tomofor și îl păzește pre el într-o vole toate bună sporire și păzește pe ei într-un mult și
și fericită. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Amin! Pe preasfințite stăpâne, iubiți întru Hristos, frați, surori, pentru satul nostru astăzi este o sărbătoare destul de importantă, fiindcă a binevoit Tatăl Ceresc, ca pe acest pământ binecuvântat și în această casă a lui Dumnezeu să vină arhiereul Dumnezeului nostru ca să înalță sfintele rugăciuni, să binecuvinteze și să sfințească biserica aceasta pământească, unde noi, cu trudă, cu credință și cu frică de Dumnezeu, atunci când clopotele încep să sune, ne adunăm pentru a pleca genunchii trudiți în fața Mântuitorului și a Precuratei Maicii sale, pentru a ne ruga pentru pacea lumii, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru ierarhii care ne binecuvintează și ne poartă de grijă, pentru conducerea țării, pentru oaste și pentru toți dreptmăritorii creștini. Așa binevoit Dumnezeu ca prin mine păcătosul să lucreze